Întâlnire cu membrii fanfare din Iablanca cu scopul să ajutăm și să susținem lucrul pe care ei îl fac. În vizită fanfare din Iablanca a fost domnul Ioan Tudoran, ca persoană care are rol foarte important când este întrebarea viața culturală a noastră. Când spun a noastră, mă gândesc la viața culturală a românilor de pe acest teritoriu. Apoi domnul Zoran Djekić, ca director al festivalului Coroana Vârșățeană și eu ca vicepreședinte al Consiliului Local al Partidului Democrat din Vârșeț. Scopul acestei vizite, adică întâlnirii cu membrii fanfarei din Iablanca, a fost să vedem cu care probleme ei se întâlnesc și, în primul rând, să aflăm soluții pentru aceste probleme și am ajuns până la rezultatul că membrilor fanfare din Iablanca, în primul rând, au nevoie de costumație și prin convorbire cu membrii acestei fanfare am ajuns la soluția că trebuie să găsim mijloace financiare, adică sponsori, ca să reușim această problemă și obligația a noastră este să ajutăm membrii din localitatea Iablanca. A doua problemă cu care se întâlnește fanfara din Iablanca este călătoria la festivalele la care ei participă și sperăm că cu toți vom reuși și acest problem. Doresc să spun că fanfara din Iablanca este o fanfară tânără și mulți tineri din Iablanca sunt activați în această fanfare și reprezintă viitorul nu numai a vieții culturale din acest sat, ci și viitorul întregului sat. Și acesta este doar un scop și un lucru mai mult ca să susținem această fanfare. Face tot ceea ce este posibil pentru a reînvia viața culturală în această localitate românească, Iablanca. Cum știți, această fanfară are nevoie de costumații, are nevoie de un sprijin financiar, dar și moral, repet, moral, care este foarte important pentru viitorul cultural românesc. Asociația Victoria, împreună cu oamenii care reprezintă românii către instituțiile de stat, către instituțiile din provincia Voivodina, din Vârșeț, ceea ce este important. Cu toții împreună vom afla o modalitate, o soluție pentru a reactiva viața culturală, viața fanfarei, viața tinerilor, dacă vreți, în Iablanca. Regret că, cât am auzit la această ședință, mulți au promis din rândurile minorității române că va sprijini acest cămin cultural și această fanfară, însă, până în momentul de față, acest lucru nu s-a realizat. Noi îl vom realiza cu ceea ce putem și Asociația Victoria promite că în curând, începând din luna aprilie, va finanța editarea, dacă vreți, imprimarea unui DVD al acestei fanfare din Iablanca. Numai și numai cu scopul de a promova și a păstra cultura și limba română.